Haideți să vedeți materialul. La serviciul omoruri din cadrul Poliției Capitalei s-au făcut două controle în ultimele două luni. De fapt, ar fi vorba de trei controle, dar cum ultimul se suprapunea peste unul care nu s-a încheiat încă, a trebuit amânat pentru perioada următoare. Coincidență sau nu, acestea au început chiar după ce polițiștii de la omoruri au încheiat ancheta privind moartea lui Bogdan Gigină, motociclistul care făcea parte din coloana lui Gabriel Oprea. Sursele celor de la Hot News au declarat că de fapt este o răzbunare în toată regula. Primul control a început la o săptămână după ce fostului ministru Gabriel Oprea i s-a ridicat imunitatea parlamentară. La momentul respectiv se verifica felul în care serviciul omoruri asigura protecția datelor cu caracter personal. Nu e clar ce nereguli au fost găsite, dar la un moment dat concluziile anchetei interne urmează să fie incluse într-un raport. Acest prim control a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției și s-a încheiat acum o lună. La scurt timp după au început o anchetă și cei de la Poliția Capitalei. Exact ca prima se referă strict la chestiuni birocratice, mai precis la organizarea turelor și la planul de muncă. În comunicatul remis celor de la Hot News, cei de la IGPR spun că nu au perturbat în niciun fel activitatea polițiștilor de la omoruri și că astfel de controle au loc în mod frecvent. Chiar și așa, cei de la serviciul omoruri se simt hărțuiți și au trimis un raport prim-ministrului. A citit acest raport și această declarație de presă sau informare de presă pe care o menționați și noastră și a avut o discuție în acest sens cu ministrul de interne pentru o clarificare a situației. Ministrul susține și a încercat și a justificat acest lucru că nu se poate vorbi de un abuz în exercitarea funcției. Ar putea să trimit corpul de control acolo? Să dacă va considera necesar, sigur. Actualul ministru de interne, Petre Tobă, este considerat un apropiat al fostului ministru Gabriel Oprea. Înainte de a fi ministru, Tobă a fost șeful Poliției Române propus pentru această funcție chiar de